Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Astăzi a început Festivalul Viei și Vinului Bahus 2022. Această ediție a debutat cu concursul național de vinuri, la care s-au înscris peste 300 de probe. Tot în acest context, astăzi Consiliul Județean a găzduit conferința pe tema înființării și operaționalizării organizațiilor de management a destinațiilor, organizată de Ministerul Turismului. Bahus 2022 a început astăzi cu concursul național de vinuri, iar la ediția din acest an sunt înscrise 366 de probe, de la 50 de producători de vinuri din țară. Concursul se va desfășura pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, desemnarea câștigătorilor urmând să aibă loc duminică. Se va desfășura pe parcursul celor două zile, astăzi și mâine, și observă alături de noi și viitorul branciei. Așa că le mulțumesc copiilor de la Colegiul Economic, da, în Buzbine, pentru prezență și pentru faptul că fac parte din acest eveniment. Încă o dată, mult, mult succes tuturor, să iasă cel mai bun, dar sunt convins că toți sunt buni, unii pot fi mai buni. Așadar, cei din Vrancea, sper. Fără a face vreo aluzie, sunt convins că suntem convins. Da. Doamne ajută! Mulțumim, președinte! Mulțumim. Las vinul Vrancei pe mâini bune! În contextul în care zilele acestea se desfășoară Festivalul Internațional al Viei și Vinului Vrancea, Bahus 2022, la Consiliul Județean Vrancea a avut loc o dezbatere pe tema reformei turismului românesc. Reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului au venit în județ pentru discuții, având în prim plan înființarea și operaționalizarea organizațiilor de management al destinației. OMD-ul acesta este, de fapt, o asociere între autoritatea publică locală și mediul din turism din zona respectivă. Pe lângă cei care lucrează în turism, pot fi în această asociere și universități, ONG-uri, diversi specialiști pe care dumneavoastră îi aduceți la masă. De ce faceți lucrul acesta? Deci, din start, este vorba, poate pentru prima dată, de un parteneriat public-privat legalizat. Da? Deci, de ce ar trebui să ne asociem și cine se poate asocia? Cine pot face OMD-uri? Stațiunile turistice sau unități administrativ-teritoriale cu potențial turistic, care se pot asocia mai multe primării, mai multe unități administrativ-teritoriale, alături de oamenii de afaceri din zona respectivă și de alte forțe atrase care îs interesate de dezvoltarea turismului, pot face un OMD local. Ideea, OMD-ul este un parteneriat public-privat. OMD-ul înseamnă interesul publicului și interesul privatului pus în același loc pentru dezvoltarea destinației. Asta e scopul lui. Aici nu vorbim că OMD-ul, eu îi dau OMD-ului. Eu intru în OMD cu toate resursele mele pentru că eu sunt partea OMD-ului. Deci nu este altceva, sunteți dumneavoastră, atât publicul cât și privat. Punctul 2. Partea de autorizare a structurilor neclasificate. Interesul, în primul rând, de a clasifica acele structuri, eu consider că aparține UAT-ului, pentru că orice structură neclasificată înseamnă mai puțin bani la taxe și impozite locale. Atâta vreme cât structura este clasificată, ea este înregistrată fiscal, în primul rând plătește ceea ce înregistrează, apoi taxele și impozitele, impozitul pe clădire, impozitul pe teren, se duc la o valoare mai mare, pentru că știm că impozitarea se face și pe destinație și cresc veniturile la bugetul local, atâta vreme cât toată lumea din acea destinație este clasificată, lucrează legal, atunci avem un impuls mai mare și o dorință mai mare de a participa la actul turistic și de a pune în valoare destinația. Este foarte greu să atragi turistul pentru că el vine să se plimbe, el nu vine să stea într-un mall 8 ore să facă shopping. Doarme în hotel și după aceea mănâncă și după aceea iese. Și atunci, vă rog să avem încredere că aceste structuri asociative sunt gândite pentru ca să câștige toată lumea. În sensul acesta, da, genetic vorbind, noi ne asociem greu și vedem imediat câștigul altora în loc de câștigul nostru imediat.
Dar eu vă spun că activez de peste 20 de ani în structuri asociative. Este așa de frumos când într-o structură asociativă se pleacă cu încredere și se pleacă cu argumentație. Argumentăm de ce trebuie să cheltuim banii aceia pe direcția aceea și administrația publică și privatul. Și atunci o să vedeți ce frumos câștigăm cu toții. Și vă mai dau doar un exemplu așa din practică. Când am ajuns primar, izvoarele de la Sălin Moldova erau la privat. Am luptat să le aduc la primărie, pentru că primăria le oferă în mod egal tuturor agenților economici. Sunt 2 ani de când Cătălin Toma a preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Vrancea. În acest context, șeful administrației județene s-a întâlnit cu reprezentanții mass media și a prezentat bilanțul celor 2 ani de când este în această funcție. Administrația condusă de Cătălin Toma a reușit să reabiliteze și să modernizeze 173 de kilometri de drum județean, din totalul de 730 cât are județul. Cel mai mare este proiectul de modernizare a DJ-205B, care în momentul acesta este deja propus spre recepție finală. Vorbim de Urechești, vorbim de Gugești, sunt drumurile care fac legătura cu podgorile între cele 3 podgorii ale județului Vrancea și, cum vă spuneam, suntem în situația în care, cred că și dumneavoastră ați observat, deja s-au făcut și marcajele și semnele de circulație, deci suntem la finalul investiții. De asemenea, avem DJ-202E, care tranzitează Siclea, Obrejița și Tâmboieștiu, Bordeștiu. Suntem în situația, de asemenea, în care suntem pe final și mai avem câteva probleme cu ridicatul capacelor. Dar în acest moment putem spune că am semnat ordinul de începere pentru un proiect extrem de important, Vidra, Vizantea, Câmpuri. Am semnat ordinul de începere pentru DJ-205N Jariștea-Scânteia. Sunt proiecte pe care le-am demarat în mandatul pe care l-am preluat, în sensul în care s-a obținut și finanțarea și s-a demarat și procedura de licitație. Nu ne ascundem de această etapă a licitației, care a durat foarte mult din punctul meu de vedere. Țin să menționez că în momentul în care vorbim avem proiecte spre finalizare și proiecte începute. Avem proiectul pe fonduri europene DJ-205C, aici este vorba despre Golești, Cârligile, Vârteșcoiu, Odovești. Este un proiect extrem de important care, din păcate, a suferit foarte multe modificări. A pornit cu stângul, aș putea spune, pentru că a fost un lider de contract care între timp s-a retras, acum este alt, a preluat un alt partener din asociați și toate aceste lucruri au durat. Cele mai performante firme din Vrancea au fost premiate ieri în cadrul topului IMM. La eveniment, pe lângă oamenii de afaceri din județ, au participat și autoritățile locale și județene. După 2 ani de absență cauzată de situația pandemică, patronatul întreprinderilor mici și mijlocii din Vrancea a reluat premierea celor mai bune firme din județ. Ieri a avut loc evenimentul intitulat Topul IMM, la care au luat parte oameni de afaceri din județ și autorități locale și județene, dar și deputatul Elena Stoica. Astăzi este o mare sărbătoare pentru noi, pentru că vrem să marcăm și 30 de ani de IMM-uri, deci lucrăm și ne ocupăm de IMM-uri de 30 de ani din 1992. În fiecare an am făcut câte ceva. Poate nu le-am făcut pe toate, dar totuși am făcut. Și în firmele din Vrancea știu că există un patronat pentru IMM și își pun speranța că vom face mai mult. Dar toți am lucrat, să știți, toți am avut treburile noastre și împreună cu autoritățile sperăm că va fi mai bine mâine sau pe mâine sau în viitor. Vreau să vă felicit pentru rezultatele obținute, sunt rezultatele dumneavoastră, poate mai am făcut mai puțin. Și vreau să vă spun că, datorită dumneavoastră, economia județului Vrancea este într-o anumită creștere, că în Vrancea activează 16.000 de firme, dintre care 12.000 persoane juridice și 4.000 persoane fizice. Vreau să știți că sunt 8.000 de angajatori, că sunt 60.000 de salariați și aceasta este trupa cu care defilează Vrancea și care muncește și care se străduiește și care se bucură și se întristează și dă
taxe și impozite la stat, cu vârf și îndesat, și nu prea primește de fiecare dată ceea ce li s-ar cuveni. Guvernul va trebui să identifice și alte soluții și trebuie să continuăm discuțiile pe care le-am avut și anterior și astăzi și trebuie să le avem în continuare pentru a aplica și alte soluții sau identifica problemele soluțiilor care le avem astăzi puse în practică și legislație ca să vă scoatem din această zonă de risc. Pentru că, din păcate, astăzi nu putem să vorbim de o eficiență nici în domeniul privat, pentru că vorbim de foarte multe ori de supraviețuirea multora dintre dumneavoastră. Am încredere în mediul de afaceri, pentru că fără mediul de afaceri, noi, instituțiile publice, am existat așa doar pentru a reprezenta anumite interese ale cetățenilor, dar fără a putea să dăm și o finalitate a acestor inițiative de a investi în dezvoltarea infrastructurii și se vede, cred, la nivelul municipiului Focșani, cel puțin, că încercăm pe cât mai mult posibil să dezvoltăm infrastructura pentru a face cât mai atractivă zona și pentru a putea să avem cât mai mulți investitori, pentru că doar așa putem să evoluăm. Și iată că în aceste zile, de curând, au început lucrurile la această autostradă mult așteptată și sper eu ca asta să fie cea mai importantă perigă, cea mai importantă activitate pentru care ar trebui să fim în acest moment atractiv pentru investitori străini. Vrancea, venim la Vrancea, pentru că asta este, reprezentăm Vrancea, are foarte multe bogății, foarte multe posibilități de afacere, foarte multe oportunități. Noi tot vorbim turism, infrastructură, dar ne trebuie conținutul, și anume omul care să genereze afacerea și în același timp noi, administrația, să susținem prin măsuri economice, și aici profit și de prezența domnului prefect și știu că face demersul în acest sens, ca prin guvern, prin administrațiile locale, să nu venim să creăm presiuni. Știu că o să spuneți, poate din experiența individuală, că ați avut tot felul de presiuni. Haideți să ni le spuneți și nouă, că unele rămân acolo, între dumneavoastră și problema locală. Pornind din rândurile dumneavoastră, fiind ani de zile, având o, păstorind o activitate de export, încerc din răsputeri să susțin interesele exportatorilor. Pentru că ei livrează pe o piață concurențială. Pentru că tot ce se întâmplă acum în jurul nostru, vis-a-vis de creșterile de costuri, te fac pe tine ca antreprenoriat să nu mai poți să fii competitiv. Dar sunt foarte multe lucruri. Eu doar atât vreau să vă mai spun, pentru foarte mulți dintre noi, este adevărat că e o etapă în care oamenii au nevoie de protecție socială. Nu poți să-i lași la voia întâmplării. Prezent la eveniment a fost și Stelică Fundulea, președintele Federației IMM Sud-Est și președinta Patronatului Național a Femeilor de Afaceri din IMM, Elena Coandă. Eu salut în primul rând doamnele antreprenor și familia domnului Roman, lângă care m-am așezat și care vă susține, așa după cum știți. Vă salut pe toți și vă felicit pentru premiile pe care urmează să le luați. Și ce să vă spun, la Vrancea știu sigur că sunt o serie întreagă de firme de producție, eu sunt îmbrăcată cu haine de la Vrancea. Am aici lângă mine colege care lucrează împreună cu mine în proiecte și vă așteptăm alături de noi în proiectele de digitalizare pe care Patronatul Femeilor de Afaceri le are. Felicitări dumneavoastră, este munca dumneavoastră care astăzi este puțin răsplătită, dar foarte mult din suflet de către Patronatul IMM Vrancea și domnul președinte, care de 30 de ani face treaba asta. Felicitări și tuturor mergeți mai departe, sunt convins că o să supraviețuiți și o să avem și mai mult profit ca să putem să plătim și mai multe taxe și impozite statului român. În cadrul întâlnirii au fost acordate premii pentru societățile care în ultimul an au obținut cele mai bune performanțe. Au fost premii în funcție de domeniul de activitate pentru firmele cu activități de construcții, confecții, textile, viticultură, turism, școli de șoferi, mase plastice. Colegiul Național Emil Bota din Adjud este parte a unui proiect Erasmus Plus, alături de parteneri din Serbia și Turcia. Programul se referă la eradicarea violenței în școli.
Violența în unitățile de învățământ reprezintă un fenomen de actualitate prezent în preocupările instituțiilor cu abilități în domeniu la nivel național și internațional. Colegiul Național Emil Bota din Adjud este parte a unui proiect Erasmus Plus ce își propune să diminueze acest fenomen. Alături de instituția de învățământ din Vrancea sunt parteneri în proiect profesori și elevi din Serbia și Turcia, care în aceste zile sunt prezenți în Vrancea. Ne aflăm în mijlocul primei mobilități a proiectului Erasmus aprobat anul trecut la 1 noiembrie 2021, ce va dura până pe 30 octombrie 2023, iar în perioada 15 octombrie-21 octombrie-2022 are loc prima mobilitate din cadrul proiectului la Colegiul Național Emil Bota Adjud, școală coordonatoare acestui proiect KA220, Tolerance In, Violence Out, alături de partenerii noștri din Turcia și Serbia, care au stat timp de o săptămână în școala noastră, în orașul nostru și care au cunoscut toată zona Vrancei. Activitățile au la bază toleranța, incluziunea, egalitatea de șanse, anti-bullying-ul și stereotipia la locul de muncă. Pentru noi, la Colegiul Național Emil Bota, este primul proiect de acest gen și ținând cont că bullying-ul are loc aproape în fiecare zi în cadrul elevilor, ne-am dorit să implementăm aceste noțiuni de anti-bullying și anti-violență, iar ca și produs final vom avea o revistă, de asemenea o broșură prin care vom evidenția practici anti-bullying. Oaspeții s-au simțit foarte bine la Adjud și promit să mai revină. My first time in Romania, yes. Cum vi se pare România? What do you think about Romania? It's fantastic, really. The states, people, all of it. Ați fost bine primit aici? Have you been welcomed here? Have I been? Welcome. Yeah. They are very kind people. All of them, especially Principal Lia and Isabel, and I told them sorry earlier, I don't feel like a guest here. Foarte frumos, îmi pare bine. Sunt minunați aici, în special doamna director Lia și profesoara Isabela și da, m-am simțit minunat aici. Galeria Treptă de Istorie din Focșani vă așteaptă în această perioadă la expoziția Salonul de Toamnă a filialei Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din România. La vernisajul care a avut loc joi seara au fost prezenți foarte mulți tineri. Filiala Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din România și Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, sub egida Primăriei Municipiului Focșani, organizează la Galeria Treptă de Istorie din Focșani expoziția intitulată Salonul de Toamnă. Pe simezele galeriei expun artiștii plastici Gabriela Arghirescu Popa, Elena Bârhală, Laura Elena Dumitru, Ștefan Dumitru, Gheorghiță Galan, Rodica Gherghinoiu, Croitoru, Viorica Oana Calani, Titi Leica, Valeriu Daniel Năstase, Liviu Nedelcu, Laurențiu Nistor, Laurențiu Păun, Matei Roncea, Elena Stoiciu, Gabriela Tudor și Monica Voicu. Vernisajul expoziției a avut loc joi. Cum vedeți, avem lucrări în medii diferite, avem artă digitală, avem artă minimalistă, avem grafică, avem pictură în ulei, pictură în acrilic, avem artă abstractă, artă figurativă, deci tot ce poate defini arta românească contemporană, mai puțin performă și instalații, pentru că astea ar fi, după părerea mea, două direcții care lipsesc din atenția artiștilor filialei noastre, dar care cu siguranță în timp vor fi prezente, pentru că eu am o certitudine că în timp artiștii tineri se vor orienta spre filiala noastră, pentru că este o filială dinamică. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 20 octombrie-5 noiembrie 2022. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 6 grade, iar cele maxime între 17 și 19 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!